Bună dimineața, dragi prieteni, și bine v-am găsit la un nou vlog. Fac un vlog de data asta din mașină și îmi aștept șoferul ca să mergem până la Craiova, aproape de Craiova, la Calafat, să cumpărăm un skijet Yamaha. Și acum am aștept șoferul, mă urc în mașină, pornesc mașina și așteptăm, dragii mei, aici în mașină să se încălzească puțin motorul până vine șoferul. Eu o să merg în partea dreaptă pentru că nu conduc, dar șoferul meu va trebui să vină din moment în moment. Băi, frig afară, unde e oare de becars, dar se mai întâmplă reglajul, prostii, nu contează, în fine. Bă, hai că așteptăm să vină șoferul și astăzi facem un vlog de pe drum. Hai că revenim cu update-uri de pe drum. Am ajuns, dragi prieteni, la Oradea. Am închiriat o dubă de pe OLX. Am avut o surpriză când am ajuns, că în spate, în benă, am unul, nu vedeți, are, uitați acolo, vedeți, are benă. Am găsit o cutie de viteze. No, păi am lăsat-o jos, ce dracu facem cu ea, că nu ne trebuie nouă cutie de viteze, nouă ne trebuie spațiu. Avem pe mașină cutie de viteze, Fiat. Cato. Șoferul ăsta meu care conduce zice că nu știe de ce eu pus oglindă la mașina asta, dar sincer nici eu nu știu de ce eu pus oglindă, că vedeți și voi pe închisă, ce dracu să vezi, prelata, ce culoare îi. No, nu știu de care a fost logica acestei oglinzi, să-ți faci, să te barberezi. În asta te barberezi, că e de comunitate, are cuibar aici sus și toate gunoaiele din lume posibile aici. Am zis că le aruncăm undeva pe drum, ferească Dumnezeu. Așa ceva, să nu luați niciodată în chirie, numai nu, noi a fost presați de timp și a trebuit să cumpărăm. Are duba, are și radio și atât, nu are nimic altceva, numai radio. Are radio, nu? Are. Vale, și blochezi ușile, nu? Vezi, nu faci ceva și iar încerci să ne catapultează după scaun, te rog frumos, că avem de mers până la Craiova de nebate sfințe. No, revenim noi după drum și mai facem, mergem și băgăm ceva motorină. Ca așa am rămas cu omul, că eu predau exact aici unde are amu acu, așa eu și predau înapoi. Mă duc, îi fac full-ul, mă duc până în Craiova, vin înapoi și dacă mai trebuie, mai bag ceva aia. Apoi sper că nu consumă 20%, să consume și ea măcar un 7, 8, 10, 12, 14, vedem neamul. No, revenim după drum, suntem aici la Oradea, cea mai tare centură din lume. Zic, zic, nu mai zic nimic, gata, mai zic. Aveam tare 180, știi? Vine curba în asta, așa, 140, așa, cu ea ușor, până la mijlocul curbei, de cred, trece niște vaci, more. Uai de pula mea, n-o dă ea treia frână, m-a dus așa vreo 10 metri, am alunecat numai așa pe drum. Vai ce am blăstămat pe ea cu vacile lor. Erau doi cu vacile, dar amândoi stăteau la toată vacile. La vreo jale, la ele. Bă, dar le-am spus la amândoi, dar mă, când treceți așa drumul vacile, stați unul pe drum, faceți semn la mașini. Da, mă, să-ți bat omul, tati, oprezi, ce fac? Vai, de le luam. Ce dracu vrei să fugi? Lemne de acolo, nu? Ce are scop de tine, dracu? Scop de nu bune lemnile alea. Ce o lebeință de postani. A postani, dacă am găsit. Ia uite, nu știu, ia ceva locuri așa și ne băgă. Hai să o la mea, la mine, nu mă băgă. În seara că vinim înapoi. În loc. Cucuruz ceva, mă, vinim acolo. Da, mă, vinim la piață, vinim. Vinim la piață și vinim. Tu ai furat, mă, nu mai fura, nu? Da, mă. Nu mai faci din astea ilegale. Dar ce e cât îi faci într-o dată asta cu oficiale? Am jos să furi. Lucru greu, e ușor de furat. Normal. Să faci ușor bani. Școală multă nu-ți treabă. Da, trebuie la dracu. Da, mă, ce frânează aici așa, dar să pleacă. Ce fac de așa? Merem că te caransebești, nu? Tu e cine este nimic cu curuz, ia să te închei. Mă, palez, nu sunt europalez, nimă europalez. Voi, da, buni ar fi două picioare, dar mă, cavaș. Ți-ai face ca sunt dormitor din ăla din europaleț. Ai văzut cum se face șmecher, dormitor cu cui salteau pe el. Are sta recoltă, are te animale. Da, pula că nu este nimic de nu vezi. Da, pe că este tripă duș pe cel. Nu este te. Nici aici nu este cu curios, nu este. E micuț, mă, că tot nu vezi. Ha, ai de bun. Nu e dacă vezi mare. Bă, da, mic. Căpșuini acolo, nici căpșuini. Bă, bag pe și nu mă casă și. Căpșuini, uite nici căpșuini. Bă, dacă este pula, nu este nimic. Nu, unde dracu e? Că pula. Căpșuni, numai că scrie atâta. Nu, bă, tot, Dumnezeu, bă, dacă după capul lor.
zicea cineva că curs, nu-i care pe pământ. Ai, bă, asta e de la roșu, nu-i, aici este. Nu, mă, că e mic, mă, că tot. Nu este, mă, aici este. Nu este, mă, tu spui, mă, că așa e ciu-ciu. Ăla e mic. Ce-o treabă nu-i. Mă, cum era să-l bagi pe protac în carantină? Mă, mamă. Da, au vrut să te bagi? Da, mă. În carantină? Pe 3 ore și mai tot când m-am controlat, m-a băgat la nas în pula mea. Ți-a băgat în nas în aia, așa, și ți-a împinge nas. Am crezut că nu-i nas. Ți-a băgat? Ia-ți-vă treaba noastră, nu mă iau după mine. Ți-a băgat aia în nas? Da, mă, ce m-a făcut? Nu, am crezut că rupi nasul jos. Nu, mă, de rău. Pula rasa lor și unguri să-i fută Dumnezeu. Și ai plătit? Nu, nu am plătit. Ce să... Nu te dai contractul Beleca, niciun? Da, mă, codul pe contract fută Dumnezeu. L-am băgat acolo jos în haine. Scot afară jamantaua, îți plăti și jamantaua jos. Ai, fută, mă, Dumnezeu. Eu, în loc să-mi fac bagajul ăsta, dacă ce-o făcut maică mea, bagajul nu fac dimineața, că n-am treia să pot. Eu zic că fac dimineața, că mă scoam la jumătate oră, că chiar am două bluze, am două tricouri, am două iatita și le bagai pe tine. Ce-i pe tine și-n dulap? Da, nu e problemă. Dar și maică te-au venit, mă. Da. Eu n-am mai făcut de lucru, să trebuie. Hai de capul. L-ai terminat pe tăt, da? Am un lichidat seara, tăt. Ce să mai fie? Stai pentru 10-15 ore pe săptămână. Ce tractor acolo, 4-4 și cu față? Se deja cunoaște și modelul. 4-4-5 cu tractor în față. Stânga aici, la giratoriu. 0-6, scanie. Are câtă drobet, dar tot... Stai mat, măgarul e rău pe tot, dracu. Nu-ți bunii manurile? Da, Mercedes-ul? Mercedes-ul? DAF? E la Cluj. DAF, nici ești mai că e. Clujul. Chirie de Cluj. Ioi, nisipurile au cum face. Asfalturile, da, mie, Samuel. Caransebeș, 41 de kilometri. Am pornit la drum înapoi, am uitat să mai filmez pentru că am ajuns la... Unde am fost, amumă, la? La Calafat, exact, la Calafat. Am luat schijetul, l-am încărcat, dar o să vi-l arat acasă când îl descărcăm, că am uitat să filmez când l-am încărcat, pentru că și deoarece am fost prins acolo cu băieții să-l punem sus, mai mult băieți, că n-au fost mai greu, l-am pus sus. Suntem aici cu Brotacu și cu șoferul Bogdi și am avut deja o peripeție pe traseu. Peripeția asta constă în faptul că noi am intrat într-un lan de cucuruz din ăla verde, cum vedeți pe acolo, porumb sau cum îi mai ziceți voi, habar n-am. Și ne-am pus și noi să luăm așa de gust, să gustăm și noi acasă, un porumb fiert. Pentru că la noi în zonă, la Bihor, încă porumbul nu s-a făcut deloc. Așa că am profitat ocazie că am găsit aici porumb copt și am luat. Doar că problema e că a venit un tractor, un John Deere din ăla șmecher mare, nu? Brot, acum da. John Deere, nu? Da, mare de la verde. John Deere de la John mare verde. Și noi eram în porumb și nu prea au avut frâne bune, din fericire pentru noi nu au avut frâne bune și s-au oprit cam la 50 de metri, 100 de metri distanță de noi. Și am apucat să fugim în dubă. Ne-am urcat în dubă. Am dat cu spatele, ne-am întors și am fugit înapoi pe altul drum, nu pe unde am venit, ci pe altul drum. Că omul deja ne aștepta în drum, fugea către noi, o lăsat John Deere-ul pe drum, n-aveam pe unde trece că o bloca drumul cu John Deere-ul. Și eram mâncați. Așa că am fugit pe altul drum. Ca noroc că nu ne-a prins nimeni și am scăpat. No, ce să zic eu, cucuruzul e aici. Încă nu l-am băgat nicăieri că aici am dat cu cucuruzul. Că ne-a speriat că ne bate omul și am fugit cu viteză. Cucuruzul e aici. No, mergem acasă, ferbem cucuruz, mâncăm cucuruz și ne dăm cu schijetul pe baraj. No, lebeniță avem de aici, ne-i după drum, este de vânzare, cumpărăm lebeniță dacă ne trebuie. Și vedem, amu, când ajungem acasă și băgăm schijetul în apă să vedem dacă funcționează sau nu funcționează bine. No, asta e. Dacă sunteți supărați că am furat cucuruz, vă dau și vouă câte un cucuruz, că am furat aici 2-3 cucuruz. Așa că, dacă vreți, spuneți că vă dau câte un cucuruz, nu-i problemă. Cucuruz, cum sună? Cucuruz. Cucuruz. No, ce să zicem, avem cucuruz, avem de tăche. Dar dacă cumva te uiți la vlogul ăsta, proprietarul pământului, și te-o sunat cumva
domnul cu John Deere. Domnule, îmi pare rău că ți-am furat 20, nu este mai mult de 20. Uite că nu este mai mult de 20. No, 30, no. Cam așa. 30 de cucuruz. Eu, dacă ești aici pe live, pe videoclipul ăsta și te uiți, îți dau 30 de cucuruz când o și faci tu recolta. No. Scrie mesaj în comentariu și dăm adresa ta, că îți pun un sac de cucuruz pe curier și ți-l trimite. Asta e, ceau. Face cu avariile astea de Timișoara. Oare ăsta o fi ăla cu cucuruzul? Nu. Da. No, bine, v-am lăsat. Cum zice Balaci, eu, mașina arsă acolo, s-a îmbordat. Cum zice Balaci, du-te și te culcă că ți-i foame. Revenind după traseu, mai facem ceva filmări pe traseu. Am aprovizionat, am alimentat stomacul la oameni. Am băgat aici, ni? Domfi, domfi. Ce tine, hai mă și văd dacă te-am umflat, hai mă și văd dacă te-am umflat. S-a umflat. Și aici e Duba, bestia asta portocalie, betoniera asta, e o betonieră. Vezi culoarea ei? Culoarea ei portocalie, ca și o betonieră. Exact ca și o betonieră. Deci exact ca și o betonieră. Nu pot și vă arăt aici, că nu am cum să deschid aici să vă arăt, că v-aș arăta, dar n-am cum. Na. Stai că ba, da, am uite pe aici, pe partea asta. Ia stai să vedem dacă pot. Stai să vedem dacă mi-are. Nu mi-are până gaură, să nu se vede, nu vedeți nimic, dar de ce nu vedeți? Stai că vedem tot ce. No, ce spuneți? Ce vedeți voi acolo? Vedeți ceva? Vedeți până gaură asta, nu? Foarte multe vedeți. Gata, v-am arătat ce am cumpărat, dar vă arătăm acasă când descărcăm. Brodac, tu ești om de bază. Nu străbă niște din astea acasă. Punem umbrele. Băgăm în remorcă, am un camion remorcă. Nu, bine. Mai bun e acasă. Ne urcăm în duba asta care miroase extrem de urât în ea. Suport, avem aici suport. Aici să pun asta. Na, aici avem de sanit de frigider. Aici bagă altul, suc la frigider. Bagă climă. Se răcește, asta nu se mai deschide, nu știu de ce. Pui actele acolo. Geamuri electrice, se lasă geamul, nu? Se lasă, funcționează geamul. O mâncat un picuț cam multă motorină, dar motor de 2-3 sau de 3-2? 2-3 diesel. Te rog frumos, închide ușa aia. Închide ușa, că ai lăsat ușa deschisă, poate pici pe aici. Pe defileul ăsta și te pierdem aici, da. Așteptăm să facă aer, că trebuie să facă aer după și după aia putem porni. Am un face aer. Încă n-am descoperit de ce ai pus oglinda asta aici, că vedeți, în spate n-are nimic, numai prelată. No, nu știu încă de ce ai pus asta aici. Becuri funcționale, se aprinde, pe care parte vrei. Aici cuibar, cu șconietă, de aia să intri sus, să dormi. Nu știu cine încheapă pe aici 30%. Ce? Ce ai făcut? Eu, da, lasă dracului, pune-l aici, pe bordul neva, bagă-l acolo. Lasă un cotat azi. Bine. Pornim la drum. Îi dăm bătaie de aici de la restaurant. Da. Telefon. Da. Da, pot să dau încărcătorul. Acum îți dau încărcător. Avem și încărcător. Da. Tot. Funcționează. Dăm drumul la muzică. Mergem acasă și băgăm jet ski în baraj și ne dăm cu jet ski în baraj. Nicolae Aiguță, regele manelelor. Doamne ajută, drumuri bune fără cuie, să rămână la brota cu bani, dă? Yeah. Ai scăpat, n-ai luat bătaie de la tractorist. Nu, am scăpat tura asta, dar poate tura viitoare. Te cunoaște la toate când te vede tura viitoare? Cu John Deere-ul. Cu John Deere-ul verde. Să sune pe mine, Moren, ai văzut? Alo. Morin era să vină spre noi. Cabarosani. Da, bă, nu știu de ce stau eu la mijloc? Șmecher. Dar nu m-am dat seama că eu stau la mijloc, dar de ce mă să plinim la margine, bă? Eu știu. A, tu ești omul cu valoare. Da. Fiecare, bă. Câte mii de euro ai dus cu tine? Da, cea puțin. Puțin, mărânta, e? Da, 600-300 de euro. 600, cât? Da, 200-300 de euro. Am uzat drept, dacă-ți lăsa ăla și ție 500 de euro de înschijet, îl cumpărai cu banii jos. Îl luai. Nu vreau să-l lase, asta e. Dacă ești aici și te uiți la live-ul ăsta, la videoclipul ăsta, doamne, nu știam cu live-urile astea. Dacă te uiți la videoclipul ăsta, băiatul de la Calafat care avea încă un înschijet
Bombardier. Să știi că dacă lăsai 500 de euro, îl cumpăram. Că mai aveam loc aici în remorcă și pe Ridoc avem dublu. Dar n-ai vrut să-l lași în preț, asta e, nu l-am cumpărat. Nu-i problemă, oricum unul mi-am cumpărat. Dar puteam lua două. Asta e, n-am mai departe. Aici autorulota. Am oprit să alimentăm, el vine băiatul că el are mască. Numai el singur și-a dus mască și numai el poate intra aici să alimenteze, să plătească, da, să el e casierul. No, bă, ne dăm până unul altul, că dacă ne somn, știi să ne trezăm. Nu te mă dai aici, mă. Hai, dub. Nu, hai, urcă sus, că stai tu la mijloc, amu. Hai, stau. Tu stai la mijloc. Zici că nu ți-i somn, nu ne dăm niște păli. Nu știu. Ha? Nu m-am ajuns, am valoare, stau la margină. Vezi, eu nu știu, pe tablă. Da, bă, acolo. Du-te, nu poți și mai încolo, nu, pacită și mai în față. Nu, că nu poți, pacită să mai bă, și ieșim înapoi, lăsăm sugeratorul, ne întoarcem și urcăm pe autostradă sus. Hai, mă, trebuie și voi dau indicații, ca mai ceva ca GPS-ul, nu știu. Asta a fost oferta mea nouă, noi suntem, da, ăștia, un putut. Eu nici nu știu unde suntem, în România suntem aici. În România suntem, mă, tu nu știi unde suntem, mă? Aici, așa, în față, pe aici. Ai văzut ceva femeie în Gagici? Ai, mă, la Gagici, uite. Și aici, dreapta, ca e obligatoriu dreapta. Că e putea face și pe să linii continuă, dar dacă și în ea e poliția... Permisul, mai bine facem aici o românească, în sensul giratoriu, facem o întoarcere. Da, mă, și urcăm în sus înapoi, te întorci în sensul giratoriu și urcăm pe autostradă. Uite, ne, Timișoara Recaș, Timișoara 57 Recaș, 32 de kilometri, noi urcăm pe autostradă, merem pe autostradă frumos. Ce e acolo? Aici, stânga. Jumatea, mă? Nu ne bea, că mai trebuie să băgăm când venim. Da, cam așa este treaba, am urcat și pe autostradă. Autostrada, care o fi? Ce zici, așa autostrade cu 3 benzi mai rar, vezi? Unde, în Austria suntem, în Austria. Austria de la Timișoara, capătul sau partea sălată. La sol rău așa, mă, trebuie să pui neapărat, îmi scriu băieții mesaje mie, că de ce nu mai postează grasă? Vezi că e în concediu acum, poate de-aia nu postează, păi zici, nu a pus nimic tot anul, păi de unde să știu ce face. Da, păi trebuia să pui și tu acum, să faci un, să faci un vlog, să vadă oamenii cum mă trage acasă. Bine că măcar n-am rămas aici pe autostradă, fac delele pe aici pe autostradă. Așa, o trag la ieșire și apoi văd eu pe urmă cum chem un trailer sau ceva să o duc acasă. Era la un naibii după să fie. Nu, încă nu. Nu. Eu stau în dreapta, stau. Eu stau în dreapta, am șofer, mi-am băgat șofer, că nu mi-a dat permisul, nici dovadă, nici nimic. Absolut nimic. Dragi prieteni, am ajuns la Arad, stăm de 5 ore la Arad cu Duba Fiat, ce Dumnezeu o fi. Eu crăpat motorul în timpul mersului, după luată la închirier, motorul o crăpat, am parcat-o aici, n-am avut cu ce să o transport acasă, suntem în Lukoil și executăm transportul cu o platformă din Arad, cu băiatul mergem acasă, am urcat schijetul sus, schijetul e urcat sus pe platformă de tractări și mergem acasă cu tractările. Motorul în dubă o crăpat, cu zineții ori căzut pe acolo pe scut. Cam asta e treaba cu Duba, motor caput. Asta e când luați dube în chirie și nu știți ce dube luați. Am luat un cazan de dubă care s-a stricat la mine. Aici rămâne. I-am predat cheile tot și am plecat.
Dacă merg de la lumină. Aici doar dacă aici sus în geamă, nu, Alexi, ce-a transportat. L-a desfăcut. Chincile, băieți. Barosanilor, e a doua zi. Uite, chestia asta s-a și defectat din cauza transportului. E a doua zi. Am avut o zi oribilă ieri. Astăzi e a doua zi. Și foarte multe lucruri s-au întâmplat ieri. Am ajuns acasă în cele din urmă. Acesta este schijetul care l-am achiziționat. Asta este un peridoc dublu de care vreau să mă scap și să-mi iau unul simplu, pentru că e mult prea larg și oricum niciodată nu o să am două schijeturi, să mai pun încă unul aici pe mijloc. O să-l folosesc doar pe ăsta, un Yamaha XL 700, 100 de cai putere. Și o analiză a zilei de ieri, ca să înțelegeți și voi ce s-a întâmplat. Dimineață am închiriat o dubă, la 5 dimineața am închiriat o dubă de 3 tone jumătate prelată, pentru a merge la Calafat să cumpăr acest schijet pe care îl vedeți aici în imagine. Zi și făcut, am închiriat duba, am plătit duba, am plecat la Calafat, am luat schijetul, deci drumul a fost ok până la Calafat, am luat schijetul, l-am încărcat în dubă, am pornit spre casă, spre casă cu amicii mei, ne-am gândit, hai să recoltăm și noi vreo 20-30 de cucuruz ca să avem și noi de fiert acasă, că la noi nu s-a făcut în zonă, deci noi nu avem aici în zonă și zic, hai că o luăm de acolo. Băi, ne-a prins cineva acolo, a trebuit să o luăm la fugă. În fine, astea sunt mai alte chestii mai amănunțite. Mă, știți că apărăs acum când mă gândesc, am mâncat cucuruzul astăzi, l-am fiert de dimineață, l-am și mâncat. Și venim, bobinăm și iar bobinăm spre casă. Când la un moment dat, pe autostradă, așa se face cu telefonul, când te sună cineva, faci pac, nu mai te sună absolut nimic, pac. Bun, bobinăm spre casă și la un moment dat, aproape de ieșirea de pe autostradă, la vreo 20 de km de ieșirea de pe autostradă la Arad, bă frate, ce să auzi? Duba noastră începe și face tu. Am oprit rapid pe banda de urgență, am oprit, am stat puțin să vedem ce se întâmplă, nu aveam scurgeri de ulei, nu aveam absolut nicio scurgere sub mașină. Bă, zic, ce naiba se întâmplă, înțelegi? Îl sun pe proprietarul dubei de la care am închiriat duba să îi spun ce s-a întâmplat și să vedem care ar fi problema. Ăla puțin habar n-avea, i-am făcut filmare, i-am trimis și îmi zice, ok, nu știu ce are, dar în fine, pornește la drum și dă-i ușor spre casă să vezi dacă merge. Ok, zic, dacă tu zici, eu îi dau. Pornim motorul, îi zic băiatului care conduce, pornește motorul și dă-i bătaie. Pornește motorul băiatul, bate tare, accelerează în gol, bate și mai tare. Bagă mașina în viteză, dă să pornească, să dea în față, aproximativ, nu vă mint, să nebunesc de vă mint, 3 metri, frate, 3 metri maxim am făcut. Bă, și s-a auzit o pocnitură, un dump, așa tare. Oprește rapid motorul, opri motorul rapid. Bă, zic, ce s-a întâmplat, frate? Că ce să vezi, frate, când încolo mă bag sub dubă, mă uit, prin gaura de la scut, așa foarte nașpa cât se vedea. A crăpat motorul în dubă, ce credeți voi? Cuzineții de pe piston erau în scut, în scutul de protecție la baia de ulei. Deci îți dai seama, ai de cap, a crăpat motorul. Băi, zic, cu ce facem aici? Stăm pe autostradă, vine poliția, ne ia, ne bagă platformă, bă, frate, tarife de Germania, ce facem? Iau o Kinga rapid, merg în spatele mașinii la vreo 50 de metri și încep să fac semn la mașini, la camioane, la orice, bă, tată, trage-mă, știi, așa, întindeam eu Kinga, trage-mă, hai cu Kinga, trage-mă
până la ieșire de pe autostradă. Văd, frate, nu oprește niciunul. Toată lumea martă ceasul, că se grăbește, că nu poate. Bă, la un moment dat văd o Scania că vine, o Scania pictată. Și îl văd pe Grasul Tataie. Bă, Grasul venea pe autostradă și se ducea la vamă, la Nădla, ca să plece în Italia. Bă, îl văd pe Grasul că vine, vai, deci că l-am prins pe Dumnezeu de picioare. Grasule, când l-am văzut, bă, zic că ăsta nu s-a oprit, venea nebunul cu 90 la oră, bă, e nebun, mă, omul ăla, bă, Grasule, că zic, bă, ești nebun, 90 la oră, gata să treacă peste mine, nu m-a văzut pe autostradă. Și ies în fața lui pe banda 1, dau din mâini, oprește-te, Grasule, nici, ce să-i mai Radio King să mă tragă, că, fai, zic că nu s-o oprește nici ăsta, numai, cu ce mă duc de aici cu avionul, eventual? Bă, dau din mâini, Grasule, oprește-te, în gândul meu, Grasule, oprește-te! Bă, și în ultima fracțiune de secundă, cred că s-a uitat și m-a văzut, m-a recunoscut că sunt eu, și îl văd că dă un frână, deci de la 90 la oră, tati, frână, deci știi cum, ce e aia frână? Forță, frână, avea Scania frână, i-a dat frână, s-a oprit Grasul la vreo 50 de metri, 20 de metri, habar n-am în față. Îl văd că dă cu spatele, are reglele, bă, Grasule, zgai că nu v-ați defect cu dubă, au crăpat motorul în dubă, fire al dracu dubă să fie, trage-mă până jos de pe autostradă că nu știu ce fac. Hai că nu știu dacă pot să te leg de remorcă, că remorcă avea, na, Grasul avea remorcă nouă, ce, asta e, merge bine firma, remorcă nouă, bă, zic, ce, nu știu dacă pot să te leg, hai că mă legi tu de undeva, stai liniștit. Zic, Grasule, leagă-mă. Dă-l în spate, pune-mă Kinga, mă leagă, bă, și mă trage Grasul, n-aia, mă trage până în Peco. S-a rupt Kinga când am ajuns la ieșire, în sensul generatorului la Peco, la Lucoil, s-a rupt Kinga. Am sărit la pijos și am împins duba până în Peco. N-a, zic, Grasule, Doamne, tu cu ținima ta m-ai salvat, asta e. Și de acolo, după ce a plecat Grasul, bineînțeles, către Oradea n-aveam nicio șansă să mă tracteze cineva, pentru că să te tragă cineva 150 de kilometri, la Kinga, după un camion sau o dubă de 3 ori jumate și să te oprească poliția, ai dosar penal și vreo 1000 de lei amendă, deci clar, nu se merita. Băi, sun la platforme, hai că sun la platforme să mă ducă cineva acasă, da, dau telefoane la platforme. Ce să vezi, frate? Vin 3 platforme, niciuna nu poate să încarce duba pentru că era prea lungă, niciuna n-a putut încărca duba, vai, deci am murit, am stat 5 ore, deci 5 ore am stat acolo. Timp în care tot am dat pe telefon, îl sunam pe proprietarul dubei, ăla habar n-avea ce să facă. În ultima fază, pe la vreo 12 noapte, zic, șefule, mie îmi pare rău, eu am încercat să fiu om, am încercat fiecare posibilitate, nu am reușit să ajung la un numitor comun cu tine, să duc și dubă acasă, să-mi duc și marfa mea, pentru că eram dubă. Zic, eu îmi descarc marfa aici, o încarc pe o platformă, am plecat acasă, îți las dubă aici, i-am pus cheile în dubă, zice, ok, i-am lăsat cheile în dubă, i-am închis dubă tot, am descărcat schijetul. L-am încărcat pe o platformă de 3 toni jumate care au venit acolo din Arad un băiat. I-am plătit băiatului transportul respectiv până la Oradea. Am adus schijetul acasă, acum sunt acasă. Duba încă e și acum în Arad. Chiar nu știu dacă a plecat după ea sau nu, nu m-a sunat absolut deloc. Nu mi-a dat un telefon, nu mi-a dat un mesaj băiatul să-mi zică, bă, am plecat după dubă sau ceva. Absolut nimic. Aie. Într-un final am ajuns acasă la 3 dimineața. Asta este, m-am trezit la 11 și acum sunt aici să vă arăt vouă această jucărie pe care am achiziționat-o. 100 de cai putere, repet, și abia aștept să fac un vlog de pe ea. Deci chiar aș vrea să fac un vlog în poziția asta. Mamă, cum ar fi un vlog pe apă, bineînțeles, nu pe parcare de piatră. Bun, dragilor, ăsta a fost și clipul pentru voi. Restul fazelor probabil ați văzut la început, că nu știu cum o să fie puse la montaj, dar probabil la început. Până la un nou clip, ce să zic, stați pe aproape că vă sun eu, știți vă vorba aia, stai pe aproape că te sun eu. Ne auzim data viitoare cu un nou videoclip. Nu știu când, dar stați pe aproape că ne auzim 100%.